Dezbatem subiectul cu invitatul meu de la această oră din platoul știrilor B1, Antonio Amuza, sociolog. Bună ziua! Mulțumesc Bună ziua. Pentru prezență! Mulțumesc și eu pentru invitație! Ne uităm la această premieră, alegeri, chiar de Ziua Națională a României. Nicolae Ciucă, liderul Partidului Național Liberal, spunea că putem sărbători și democrația de Ziua Națională. Cum ar putea arăta ziua alegerilor de 1 decembrie? Vom vedea un electorat mobilizat sau mai degrabă un electorat care sărbătorește și face cu totul și cu totul altceva, dar nu se duce la urne? În mod tradițional, românii participă la evenimente care duc la sărbătoria Zilei Naționale, adică de 1 decembrie știm, românii în general, bucureșteni în mod special, se strâng aici în jurul Arcului de Triumf pentru a urmări parada militară, dar și în restul țării lucrurile sunt cumva similare. De ce există o suprapunere valorică așa între cele două mari evenimente, Ziua Națională și, sigur, Ziua Alegerilor? Pe de altă parte, alegerile parlamentare, spre deosebire de cele prezidențiale, în mod tradițional nu au această tracțiune în rândul votanților, cu atât mai mult cu cât ziua de 1 decembrie pică la finalul a 3 zile libere, cumva, chiar dacă oamenii vor sărbători, vor merge la paradă, vor arbora drapelele pe unde vor putea, e posibil ca prezența să fie un pic mai scăzută decât în restul zilelor, deși e foarte important să se întâmple asta. În sondajele de opinie vedem o intenție de participare la vot destul de ridicată, nu doar a cetățenilor în ansamblu, ci și al tinerilor care au un cuvânt de spus și își doresc cumva să dea un vot anti-establishment, un vot pentru schimbare. Așa au spus și în legătură cu alegerile europarlamentare, chiar dacă prezența nu a fost masivă. A fost o prezență mare, dar nu așa de speriat. Ne așteptăm totuși ca în perioada respectivă, 24 noiembrie, am senzația că e primul tur de alegeri prezidențiale, da. Acolo să fie participarea poate ceva mai ridicată și clar în cel de-al doilea tur pentru alegerile prezidențiale, deci pe 8 decembrie să vedem cea mai mare prezență la vot. La fel de interesant este și faptul că vedem că românii sunt chemați la urne 3 weekend-uri consecutiv. 3 săptămâni la rând, iar asta cumva va face un festival al votului în România. Sigur, era festivalul democrației. Un festival al democrației. Până la urmă era un an full electoral anunțat încă de anul trecut. Știam ce urmează să întâmple. O putem plasa cu ușurință și într-un context mai larg, european, internațional. Deci nu suntem noi primii care facem acest exercițiu. Pe de altă parte, din nou, uitându-ne strict la opinia românilor și la sondajele de opinie, multe dintre acestea indică faptul că există o sete de vot. Să vedem totuși în ce măsură ea va fi și aplicată ca atare, pentru că una este percepția, așa cum e proiecția, așa cum este ea sondată, și alta este realitatea de la urne. Repet, dacă ne uităm acum la alegerile locale și la cele europarlamentare, chiar dacă am avut o prezență ceva mai ridicată, comparabil cu 2019-2020, nu a ieșit așa din grafice prezența respectivă. Deci, deși oamenii își doresc destul de tare să voteze, o schimbare sau nu, deci să participe la acest act civic, rămâne de văzut și în ce măsură partidele vor face ceea ce trebuie să facă, adică să alimenteze această dorință prin campanii serioase și inclusiv prin dezbateri politice. Din păcate, noi suntem la câteva luni distanță de alegerile prezidențiale și nu avem deloc o imagine clară cu cine sunt candidații, chiar dacă pe aici pe acolo mai vedem câteva nume. Mai mult decât atât. Nici în următoarea perioadă, în următoarele săptămâni, ca să zic așa, nu vom afla cine sunt toți candidații, pentru că vedem, Partidul Social Democrat în acest weekend va stabili data congresului din partid, o dată la care până la urmă se vor desemna candidații pentru alegerile prezidențiale. Am văzut că Marcel Ciolacu lasă loc tuturor doritorilor din partid să se înscrie în cursă și atunci vom vedea până la urmă și cine va fi candidatul social-democrat, cel mai probabil Marcel Ciolacu, dar deocamdată vedem că vine și în direcția independentului. Pe de altă parte, lasă loc liber și pentru alții.
alți social-democrați, iar decizia se va lua la Congres, Congresul cel mai probabil fiind undeva la final de august, început de septembrie. Început de septembrie, spune și eu, pentru că vine perioada concediilor, vacanță parlamentară, nu știu cât de mulți vor fi interesați cu adevărat să tranșeze lucrurile acestea, mai ales pentru social-democrați, care pleacă cu un ușor avantaj în fața Partidului Național Liberal și n-au nevoie neapărat să grăbească lucrurile, deși iată că între timp și ei până la urmă au decis să meargă împreună pentru această dată mai târzie în an, mai aproape de 1 decembrie pentru alegerile parlamentare. Ce aș zice în schimb este că în momentul acesta avem mai degrabă scenarii de candidați și scenarii de participări la alegerile din toamnă, indiferent că vorbim de alegerile parlamentare sau cele prezidențiale, pentru că și aici este o discuție în ce măsură partidele vor încerca o oarecare alianță. Cred că singurul lucru care are ceva mai mult sens așa venit dinspre opoziție zilele acestea ar fi o eventuală asociere între partidele de opoziție pentru a avea cu adevărat o șansă în România. Ne uităm puțin acum și spre liberali, pentru că am vorbit despre Marcel Ciolacu. Vedem că, deși am văzut această campanie virulentă pe toate afișele cu Nicolae Ciucă, deocamdată nu a fost candidatul oficial stabilit de Partidul Național Liberal. Ne reamintim că Nicolae Ciucă trebuia să își lanseze cartea Ostași în slujba țării în luna iunie. Era anunțul pe care domnia sa l-a făcut și iată că întârzie și această lansare de carte, pentru că practic lansarea cărții probabil era menită să fie făcută odată și cu lansarea candidaturii. E totuși destul de ciudat, pentru că Nicolae Ciucă în toate sondajele nu pleacă nici pe departe cu prima șansă, ba dimpotrivă, este cam primul candidat din ultima vreme din partea liberalilor care nu pare să aibă șanse serioase pentru a intra în turul al doilea, nu neapărat pentru a câștiga alegerile prezidențiale. Ori asta este o problemă destul de mare. Și din nou, ajungem să discutăm despre scenarii. Unul dintre scenarii fiind chiar și acesta, în care Nicolae Ciucă nu reușește, deși poate va fi desemnat până la urmă candidatul Dreptei, nu reușește să treacă de primul tur și cu o luptă între Marcel Ciolacu și Mircea Joană ne-am putea trezi cu un fost PSD-ist susținut de dreapta României. Pe de altă parte, n-ar fi neapărat o problemă sau ceva nemai văzut. În urma comasărilor, orice e posibil, chiar și aceste asocieri contra naturii dintre PSD și PNL. Cred totuși că scenariul cel mai serios pe care îl putem discuta în acest moment, dar din nou este strict legat de actualitate, este în ce măsură Marcel Ciolacu va reuși să își negocieze o poziție de premier în viitorul guvern și în felul acesta poziția de președinte să fie obținută de unul dintre acești potențiali candidați, Mircea Joană sau Nicolae Ciucă. Și ne uităm puțin și la planurile de rezervă ale socialdemocraților și ale liberalilor. În continuare, deși vedem că în aceste momente sunt așa într-o tensiune și într-o ceartă continuă, iau în calcul ambele partide să meargă pe un tandem după primul tur al alegerilor prezidențiale, chiar și după al doilea, în funcție de ce se întâmplă, astfel încât unul dintre ei să fie premier și celălalt președinte. Păi are legătură exact cu scenariul discutat mai devreme, cel în care unul dintre cei doi lideri și-ar negocia cumva o poziție de leadership în viitorul guvern al României. Dacă Marcel Ciolacu, care nu are cu adevărat cele mai mari șanse, chiar dacă acolo într-o listă cu toți candidații pare să fie în topul ierarhiei, e foarte posibil și în mod tradițional PSD-ul nu dă un candidat pentru prezidențiale, nu dă președintele în România, e posibil să-și negocieze această poziție de premier, să-și o stabilizeze și deci celălalt candidat automat va fi susținut de către ambele partide. Nu sunt în schimb de exclus nici partidele de opoziție, chiar dacă separat fiecare dintre ele au șanse foarte puține să impună președintele la nivelul țării, egal că vorbim de George Simion, de Diana Șoșoacă, de Doan Lasconi, oricare dintre aceștia separați nu au foarte multe șanse și e și complicată o asociere valorică între cele trei figuri politice, dar ar fi cu adevărat șansa lor pentru a încerca să pună probleme, dacă vreți, în aceste tururi de alegeri de la finalul anului.